Sunt niște mici probleme acolo. Dar pe lângă problemele inginerești pe care le-am rezolvat, am lucrat 5 ani la acest calculator, am avut curiozitatea să propun eu însumi niște probleme pentru calculator. Între altele, am făcut primele simulări de rețele neuronale pe calculator din România în anii 64 până în 75, mă rog, astea au fost niște codițe, și evoluția celulei, divizare, asta împreună cu Zeno Simon, membru al Academiei Române. Așa arăta calculatorul respectiv și așa arătam eu la acel calculator. Mă rog, eram un pic mai tânăr, avea cam 2000 și ceva de lămpi de radio. Ceea ce se vede acolo în dreapta, nu se vede foarte bine, ar fi un fel de cutie, dacă vedeți, chiar în dreapta de tot, este memoria pe tambur, avea cam 4K. Atât. Și 4K biți, nu. Și imediat în fața lui se mai vede ceva ciudat, nu puteți să vă dați seama ce este, este un cititor de bandă telex perforată și pe acolo se introduceau și datele și programele și așa mai departe. Bineînțeles că n-aveam treabă cu acele aparate de măsură, însă aveam treabă cu panoul din dreapta, unde fiecare buton era un bit. Și în dreptul fiecărui buton era și un bec, dacă era aprins era 1, dacă era stins era 0, și băgam cu degetul. Mă rog, unele dintre date, nu toate, că restul le băgam pe bandă de telex. Între multe altele, am făcut niște simulări de rețele. Aici sunt, hai să zic, concluziile simulărilor de rețele. Deci, între altele, am stabilit că anumite rețele care erau date în literatură nu puteau funcționa, pentru că nu erau stabile. Ca să devină stabile, trebuiau adăugate alți neuroni și atunci deveneau nu numai stabile, dar extrem de performante. Și când am terminat, mi-am dat seama că sunt exact neuronii așa cum sunt așezați în scoarța cerebrală. Și a fost o bucurie că am regăsit din când în când aceste rețele. Acum nu intru în detalii. Oricum, când am făcut aceste simulări, țineam cont că există o scoarță, mă rog, o scoarță, spus așa, la modul foarte general, dar există și niște formațiuni subcorticale care au o legătură cu excitația, inhibiția, motivația, alerta și așa mai departe, și cu interesul, și ele au fost incluse în model. Foarte interesant că scoarța respectivă, în momentul în care era relaxată, avea niște oscilații ale tonusului cortical, care semănau cu undele delta, să zicem, undele alfa, în momentul în care era o anumită alertă, unde desincronizate în momentul în care chiar era o motivație, deci o atenție din partea acelei rețele. Și aici, mă rog, i-am tăiat toate motivațiile și el a avut aceasta. Deci, vreau să spun că acest model se comporta ca un microcreier. Și mi-a plăcut că regăseam o serie de proprietăți pe care nu le băgasem în model. Deci modelul era complet altceva. Dar
reproduceam niște lucruri care, cum să spun, îmi confirmam că merg pe drumul cel bun. Am întrerupt această activitate din motive conjuncturale și rețele neuronale la ora actuală sunt un domeniu extrem de bine definit, însă rețele neuronale n-au prea mers pe direcția asta. Deci, iată ceva care a rămas deschis și, din păcate, mă rog, nefinalizat de tot. La vremea aceea n-aveam calculatoare suficient de puternice, iar când am avut calculatoare puternice, eram așa de băgat în alte probleme, încât, iată, săpând tunelul din partea cealaltă, am încercat să definez ce ar putea fi un automat. Și de la automat am ajuns la noțiunea de agent. Agent ca orice care desfășoară o activitate. Nu intru iarăși foarte mult în amănunte, decât dacă o să vreți vreodată, există bibliografie. Însă, spun aici, erau două tipuri de agenți, agenți primitivi, care măsoară situația obiectului acțiunii, au o anumită metodă, adică un număr de răspunsuri pregătite pentru anumite situații și dau operația potrivită către obiectul acțiunii. Cred că foarte multe viețuitoare primitive funcționează pe această bază. Ceva mai complex este al doilea tip, care deja are valori, deosebește stările bune de stările proaste și are niște reprezentări. Adică poate să facă niște previziuni interne înainte de a alege operația potrivită. Modelul acțiunii l-am definit la vremea respectivă ca un fel de combinație între... Eu am făcut și până la urmă un doctorat în treaba aceasta și ceea ce vedeți aici este definit matematic în cadrul doctoratului. Și am constatat că minimul necesar pentru a defini un agent este grila aceea de sus, aceea este, de acolo se pornește, adică un număr de stări pe care le poate sesiza, un număr de operații pe care le poate efectua, în stânga niște algoritmi, adică la o anumită stare răspund cu o anumită operație. Și ăsta e automatul meu. Ca un frigider, ca orice alt homeostat. Și ăsta e modelul primitiv. În momentul în care vreau un model autonom, mă rog, ăsta este altceva, am și o reprezentare, am niște cunoștințe. Și mai am și motivația. De ce este interesantă, între multe altele, această schemă? Pentru că ea se repetă la un număr imens de agenți pe care, de exemplu, eu i-am în creier. Și acești agenți se leagă între ei, fiecare având aceste componente. Noi, când vorbim, de exemplu, de învățare, totdeauna ne gândim la reprezentare, la cunoștințe. Însă, învățarea este și noi stări, noi operații pe care le pot efectua, noi metode și noi motivații, noi motive. Deci, învățarea nu este numai o însușire de cunoștințe. Parisul este capitala Franței și așa mai departe. Ci și celelalte componente. Deci este cumva un memento, atenție, învățarea presupune toate aceste componente. Agenții se înlănțuie, aici am dat un exemplu simplu, un agent are un obiect teoretic, el se bazează pe o anumită teorie. Dar teoria este obiectul unui alt agent teoretician care se bazează pe logica neclasică. Logica neclasică poate fi un alt obiect al unui agent logician,
care lucrează cu logica bivalentă. Și așa mai departe. Deci, să înțelegeți că asta se înlănțuie. Aici e o poveste mult mai complicată. O să aveți acces la această poză. Arată cum în mintea omenească agenții se etajează și trimit agenții primitivi care efectuează niște operații simple, în momentul în care apar probleme cu efectuarea operațiilor, trimit tot mai sus aceste probleme și aceasta este și maniera în care problemele sunt conștientizate. Deci, noi facem foarte multe operații mecanic, automat, dar ele se conștientizează numai dacă apar niște piedici. Sunt și agenți în competiție, deci, de exemplu, tabla și piesele de șah. Jucătorul 1 este un agent cu modelul 1, jucătorul 2 este un alt agent cu modelul numărul 2. Tabla, jucătorul numărul 2 și modelul lui sunt obiectul pentru jucătorul 1 și, mă rog, lucrurile se pot complica. În mintea noastră, de exemplu, există o mulțime de agenți în competiție. Un agent vrea să-mi ridice mâna dreaptă, dar în același timp un alt agent vrea și el să facă ceva cu mâna dreaptă. Intră în competiție. Și eventual, dacă nu se înțeleg, trimit mai sus la un arbitraj. Deci, o concluzie pe care am tras-o este că mintea, în urma acestor, hai să zic, cercetări, este că mintea omenească este un imens, o imensă societate de agenți, în care agenții cooperează unii, alții sunt suprapuși și conduc de sus în jos niște operații, alții intră în competiție. Și din această conlucrare și se naște o anumită sinergie. O să revin mai încolo. Păstrați-vă întrebările, că întrebările sunt convins că aveți foarte multe. O mică notă. În cibernetică, toate aceste probleme sunt expediate la modul cutie neagră, în care intră niște stimuli și din care ies niște reacții. Ființele vii sunt ceva mai complexe. Ființele vii adesea întâi operează și pe urmă văd rezultatul operației. Deci, sunt ființe vii care nu percep nimic din mediul înconjurător, dar deja acționează. Nou născuți sau așa mai departe. Toate ideile astea le-am expus în decursul timpului în mai multe cărți. Trei dintre acestea sunt Calculatorul electronic și gândirea umană în 78, Sinergetica gândirii în 93 sau 94, Automate aleatoare cu utilități în 87. Automate aleatoare cu utilități, dacă ar fi să citez un amic al meu, mare matematician, fost decan al facultății de matematică din Timișoara și așa mai departe, el a zis, măi, tu la viața ta ai mai scris și cărți serioase. Și se referea la cartea asta. Mai puțin la celălalt. Aici, într-adevăr, mi-am dezvoltat lucrarea de doctorat și e o carte de matematică. Lui Florin i-a plăcut și i-am dat un exemplar să o scaneze, să o pună, mă rog, unde crede el că ar mai putea fi citită de cei interesați. Automate aleatoare sunt exact automatele de care vorbeam, numai că modelul lor matematic cu utilități înseamnă că au motivații, ca să zic așa, în ghilimele, și aleator înseamnă, în primul rând, faptul că atât mediul este bruiat, deci ceea ce percepe din mediu vine cu bruiaj, și răspunsurile pe care le dă sunt și ele bruiate. Dar în aceste condiții se pot găsi algoritmi optimi și așa mai departe. Am avut și alte experiențe de viață, simulări de procese industriale,
de exemplu, de planificarea producției în întreprinderi, simulări demografice, epidemiologice, efectele unor măsuri pe linie medicală, incluzând costul și valoarea sănătății și a vieții umane, lucruri discutabile, ca și sisteme informatice de mari dimensiuni, în sănătate, cercetare, sistemul informatic al Ministerului Sănătății, al cercetării științifice pentru România și așa mai departe. Toate astea în anii 70 încă. Deci, și în plus, am fost totdeauna interesat de astronomie. Am făcut și la facultate curs de astronomie, în mod normal. Și m-a fascinat imensitatea și complexitatea Universului, iminența existenței și prezenței unor civilizații foarte vechi. Este paradoxul lui Fermi. Fermi, undeva prin 1950, știți cine e Fermi? Cel care a inventat bomba atomică, până la urmă, fisiunea nucleară. El, în 1950, se întreba, într-o societate mai relaxată, domnule, dacă facem toate raționamentele logice, rezultă că trebuie să existe niște civilizații foarte vechi în Univers și ele trebuia să fie ajuns pe Pământ. Unde sunt? Că nu vedem aceste civilizații. Deci această întrebare este numită paradoxul lui Fermi. La început am fost extraordinar de sceptic față de fenomenul OZN, așa cum este absolut firesc pentru orice persoană cu oarecare școală, dar pentru că conjunctura și, mă rog, alte motive m-au împins să citesc un număr de cărți pe tema asta, mi-am dat seama că lucrurile sunt